Putem începe ședința pe comisie. Bună ziua! Am constatat că toată lumea este prezentă, o parte în sală, o parte online, da? Vă rog, ședințele de comisie, aveți microfon acolo, da? Da. Domnilor și domnilor consilieri, începem ședința de... Nu merge. Deschid eu? Da. Începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Mănești la data de 30.06.2020. Comisia de urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub un proiect, la oricine se bea în urmă. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu știu, ne punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, nelămuriri? Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc! 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, nelămuriri? Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Aș vrea să menționez aici că nu este o majorare a impozitelor și taxelor locale, ci este aplicarea indexului de indexare pe întreg teritoriul României. Este o obligație din lege, a fost în transparență decizională. Astăzi vin în fața dumneavoastră să votați acest proiect de hotărâre pentru că trebuie să respectăm actele normative în vigoare. Încă o dată punctez, nu este o majorare a impozitelor și taxelor locale. Primăria Moinești n-a majorat impozitele și taxele locale în ultimii 4 ani. Da, mulțumim. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, nelămuriri? Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni privind etapele de refacere și actualizare a Registrului Local al Spațiilor Verzi al Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, ne lămurim. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 8.
Proiect de hotărâre privind atribuirea folosinței gratuite în favoarea SCD Gaz Grid PSA a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități pe marginea acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3 din 30.06.2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Rosiești Crucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Să înțeleg că a fost inițiat acest proiect deoarece se suprapuneau niște suprafețe de teren. Se plâng cei de la Văsiești că suprafață de teren de pășune acolo nu mai e curățat. Nu mai iau unde să-și ducă animalele. Mai sunt câțiva crescători individuale. Cei care au concesionat astăzi primesc subvenție de la Uniunea Europeană prin AFIR, prin APIA, pentru a proceda la curățat. Este treaba dumnealor, pentru că dacă nu fac acest lucru, vor da bani înapoi. O să medieze acest lucru doamna Ienea și cu domnii de la domeniul public, să ia legătura cu președinții asociațiilor și cu cei care au animale, microferme, să facă acest lucru, pentru că e de datoria lor, chiar primesc bani în acest sens. E o obligație stabilită prin contractul de concesiune. Da, v-am spus, o să monitorizăm prin compartimentul de mediu și cei de la domeniul public. Mulțumim. Mai sunt întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Moinești și Asociația Oraș Energie în România, Brașov. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Ciobanu Clodirel, persoană vârstnică cu handicap. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc.
Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități sau nelămuriri pe marginea acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Daviduță Iuliana din municipiul Moinești, strada Abraham, cu numărul 112, județul Bacău. Comisia de Urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt neclarități, nelămuriri. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 6 din 26.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice reabilitare termică clădire rezidențială bloc 10 strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești și indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de participare la municipiul Moinești la asigurarea contribuției proprii a Asociației de Proprietari referentă blocului de locuințe care va face obiectul proiectului reabilitarea termică clădire rezidențială bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism întrebă în discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 101 din 7.07.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică de clădire rezidențială bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități.
Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local. Numărul 98 din 2.07.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rapursabile interne, valoare de 13.000, 10.400.000 de lei. O să intervin un pic aici, pentru că am aprobat acest lucru în ședințele trecute. A avut loc perioada de depunere a ofertelor, nu s-a înscris nimeni. Am analizat situația și prin proiect de hotărâre de astăzi venim în fața dumneavoastră pentru a reduce această perioadă a rambursării creditului, pentru că băncile nu au pliat pe perioada pe care am stabilit-o inițial. E necesar acest credit, am spus-o și o spun în continuare, nu am așteptat să treacă perioada electorală, pentru că acești bani, de acești bani avem nevoie acum, pentru că proiectele sunt în desfășurare și la Liceul Grigore Cobălcescu și la Școala Generală George Enescu și la Direcția de Asistență Socială. Punctez încă o dată, acești bani vor fi folosiți doar pe aceste trei proiecte, nu așa cum aduc în discuții unii contra candidații ai mei sau cetățeni de bună credință, dar în ghilimele să le spun așa, că descurajează ceea ce noi muncim aici în primărie și chiar vrem să realizăm, să ducem la final proiectele pe care le-am accesat. Nu se folosesc acești bani la mobilitate urbană, la alte asfaltări sau alte lucrări ale primăriei municipiului Moinești, ale orașului Moinești. Nu. Doar la cele trei proiecte. Și spun în continuare că atât Liceul Cobălcescu, cât și celelalte două clădiri, George Enescu, nu au nevoie numai de anvelopare clădiri publice. Acești bani vin de la Uniunea Europeană pentru anvelopare, respectiv acoperiș, termosistem, instalații termice, centrală termică, termobane, dar școlile la interior au o perioadă de când nu s-a lucrat la ele de peste 35-40 de ani. Vreți să facem bibelou pe afară și în interior să rămână în stadiu în care este acum, cu podele de lemn, cu vopsea la băi? E necesar să punem la punct și sălile de clasă, și grupurile sanitare, și tot ceea ce înseamnă îmbunătățirea calității educaționale în municipiul Moinești și în cele două instituții de învățământ, cât și la Direcția de Asistență Socială, nu doar să facem clădirea pe exterior și să îi facem instalația termică, ci doar să le facem funcționale și cei care lucrează în aceste instituții, elevii care învață, profesorii, cadrele didactice, toată lumea să aibă condiții pentru a desfășura procesul educațional. Deci, de asta am făcut acest credit și îl vom face acum, pentru a duce mai departe și nu am potmoli lucrările, pentru că constructorii au nevoie să-și deconteze lucrările făcute și nu au nevoie să decontăm în decembrie, ci acum când avem nevoie. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Comisia de urbanism, dacă mai aveți întrebări sau discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dar vreau să fac și eu o mărturisire aici. Mă simt dator să spun, pentru că nu am fost la ședință, a fost prima ședință în care am lipsit în trei mandate de consilier. N-am avut posibilitatea ca să votez acest proiect. Vreau să știți și părerea unui independent, care nu joacă în funcție de partid, ci cum îi spune conștiința. Vreau să spun că sunt alături de colegii mei și am să votez acest proiect favorabil, pentru că îl fac pentru educație. Sunt un martor care am stat în internatul de la Bucăcești, pe vremurile vechi. Știu în ce condiții am stat noi în atunci, când frica am îndurat, că stăteam și cu pătura și cu căciula în cap și cu somanul pus peste pătură. Și vreau ca generațiile care vin să nu mai treacă și să treacă în aceste condiții. Am luat un muncitor care la urmă zile, care lucrează la acel internat și mi-a spus cum s-a putut locui acolo. Deci oamenii care construiesc și știu ce înseamnă o clădire la ora actuală și o clădire cum a fost, văd diferența. De aceea eu votez favorabil acest proiect. Dar totuși, aș vrea să vă spun în felul următor, că Moineștiul, spre deosebire și de Bacău, și de Onești, și de Târgu Ocna, și de Slănic,
stă pe o mare bogăție care pleacă de vagoane întregi cu țiței, aurul negru, care pleacă din acest oraș. Iar acest oraș, datorită unei proaste negocieri, vreau să spun că am rămas în urma multor orașe. Dacă vreau să vă spun că începând de anul ăsta, vă spune și eu că Măinești începe să apară un pic cu față de municipiu. Și noi, consilieri, am contribuit la proiectele care le-am aprobat. Și avem datoria de onoare că aceste proiecte, chiar în condițiile actuale și chiar dacă nu avem banii respectivi, să le ducem la cap. Așa că cei care vor veni, consider că trebuie să fie mulțumiți că noi am încheiat ceea ce am început. Cu toate că, deci comentariile, consider că sunt electorale și nu prea au sens. Asta vreau să vă spun și vreau să spun că aprob și eu, alături de colegii mei consilieri, acest proiect. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul consilier! Aș completa un pic aici, pentru că dezabilirea această bogăție de care spuneți, acest lucru s-a întâmplat în anul 2004, când a devenit proprietar OMV-ul pe aceste zăcăminte. Un proiect de lege aprobat în guvernarea de atunci, știți cu toții cine era la guvernare, astăzi avem repercursiunile. Nu avem control asupra unei companii private. Au o politică internă, o politică de firmă pe care și-o respectă. La o discuție cu directorul acestei companii de la București, au spus că acest proces de reducere de personal, acest proces de reducere a cheltuielilor, a început din anul 2007, în ceea ce privește municipiul Măinești. Și nu o să dea înapoi niciun pas, o să se respecte strategia pe care a stabilit-o atunci. Am fost la OMV împreună cu domnul senator, cu domnul Viorel Ilie, la o discuție de cel puțin 2 ore, atunci când au mutat, ca și punct de lucru, partea de birouri la Buzău. Eu nu știm cum se numește, ASET Moldova-Buzău. Avem aici colegi care lucrează acolo și așa este pe sigla ASET-ului de la Buzău, ASET Moldova-Buzău. Iată că trăim în România, dar ne împart alții zonele și acest lucru îl avem în cârcă, să-i spun așa, din 2004, când a fost externalizat, când a fost vândută această societate. Mulțumim, domnul primar. Vreau să întăresc și eu cele spuse de antivorbitorii mei, că împrumutul respectiv este făcut exclusiv pe cele 3 proiecte, Cobălcescu, George Enescu și Tasu, nu se vor folosi niciun leu pentru altceva. Da. Dacă nu mai sunt... Și în loc să facem lucrul ăsta în 30 de ani, îl facem în 2 ani. De ce să așteptăm? Niciodată nu vom strânge bani să reabilităm aceste clădiri. Da, vor fi Măineșteni o perioadă mai lungă, dar de început de la anul, copiii vor sta în condiții umane, în condiții corespunzătoare procesului educațional, așa cum am spus. Și nu trebuie să așteptăm 20 de ani ca să strângem bani să facem liceul la interior. Da, mulțumim, domnul primar. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă mai sunt întrebări de lămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Măinești numărul 99 din 02.07.2020 privind aprobarea documentației descriptive pentru serviciile de acordare credit. O mică amendament aici, pentru că cei care răspund de aceste proceduri din bănci sunt cu sedie la București și în alte localități din țară. O să completăm cu prezența ofertanților la ședința de deschidere să fie opțională. Pentru că atunci doar se deschide, nu se ia nicio decizie, comisia deliberează la momentul după ce parcurge toată documentația. Și nu e necesar ca un reprezentant al băncii să fie obligatoriu atunci. De aceea am menționat că această prezență să fie opțională. Mulțumim. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind avizarea raportului de analiză de situație privind copilăria timpurie în cadrul proiectului România crește cu tine, educație timpurie, o investiție în viitor. Comisia de urbanism, întrebări în discuții vedem al proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 64 din 17.04.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun, sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. De ce acest proiect aici pe ordine de zi? În urma unor discuții avute cu cei din conducerea DIS Bacău, cu președintele, cu directorul actual, care e de aproximativ 3-4 luni acolo la ADIS, la conducerea ADIS, am ajuns la o înțelegere ca localitățile urbane, unde prestează operatorul regional, respectiv Romprest, să presteze activitatea de colectare a deșeurilor reciclabile și din cartiere, adică de la locuințele individuale, de la casă. Acest lucru s-a început deja prin saci distribuiți de către Romprest pe cheltuiala ADIS, dar nu e un lucru pe care trebuie să-l întâlnim în zilele de azi, ci să aibă fiecare cetățean încă o cubelă pentru deșeul reciclabil. Așadar, vor fi dotate toate localitățile urbane cu încă o cubelă la domiciliul celor care locuiesc individual pentru a colecta și aceste deșeuri în a doua săptămână a fiecărei luni. Acest lucru s-a întâmplat și până acum în saci, dar sperăm ca din septembrie fiecare gospodărie să aibă o pubelă. Mai mult decât atât, vedeți cum arată pubelele din zonele, de la platformele din zona urbană, din zona de centru, din zona cartierului Lucăcești. Având în vedere că sunt pubele în dotarea Romprest și au și obligație să le schimbe atunci când se deteriorează, am ajuns la o înțelegere cu cei de la ADIS și cu cei de la Romprest pentru a schimba toate pubelele de deșeuri menajere de la platformele din zona urbană. Prin acest lucru urmează a fi înlăturate acele pubele care au fost proprietatea Consiliului Local și date în administrare la Romprest, nemai fiind folosite de către Romprest pentru colectarea deșeurilor, nu mai e necesară plătirea acelei redevențe. Același lucru se întâmplă și cu cele 3 mașini care au fost date în administrare, au fost diminuată suma redevenței, încât și o parte din prețul lor a fost amortizat. Așadar, cred că este de bun venit această inițiativă, în principal a mea și a directorului de la ADIS. Vor beneficia și celelalte două localități, Dărmănești și Cuonești, dar asta este un interes comun al județului Bacău, să reducem aceste cheltuieli și reducerea cantităților de deșeuri menajere și creșterea celor reciclate. Mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru?
Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, ne-a urmărit. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține. Nu. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnică. Doar secundă, de un secund. Vom reva conferința de aia, că au trecut cele 40 de zile. Vă auză, știți. Numai să se vângheze ceilalți colegi. Poate să dăm mai rapid la ședința. A fost multe discuții. Acum au fost pe comisie, atunci ce au. Pot fi chiar 40 de zile. Montane, dai pe repede înainte. Da. Nu, dar spatele lor. Văd că a revenit toată lumea, poftiți. Da. O să trecem la ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică corp cămin și corp cantină în liceu teoretic Spirul Haret, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și agenții economici plus IPR la contractul de concesiune prin delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, din 06-05-2015 și a actului adițional numărul 4 la contractul numărul 180/2957 din 06-05-2015. A fost o condiție impusă atunci când am aprobat modificarea tarifelor. Iată că astăzi, prin creșterea cantităților la deșeurile reciclabile, tariful se reduce. Dacă populația va înțelege, noi cu toții să promovăm acest lucru, cu siguranță acest preț va mai scădea. Prin ceea ce vă spuneam mai înainte, prin dotarea cu pubele, prin schimbarea celor de pentru colectarea deșeurilor menajere care vor avea simbolul pe ele pentru gunoi menajer și poate înțelege lumea unde să depoziteze gunoiul la platforme, menajerul la menajer, reciclabilul la respectiv sticlă la sticlă, bidoane și cartoane la locul lor, vom reuși să mai reducem încă o dată prețurile la vom reuși să mai reducem aceste tarife. Mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții de tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau neclarități.
Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Comisia, ședința de comisia la sfârșit. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în continuare dăruim ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Această convocare s-a efectuat pentru data de 30 iulie ora 13 prin dispoziția primarului Municipiului Moinești numărul 498/2020, cu respectarea prevederilor articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți consilierii validați funcție al Consiliului Local al Municipiului Moinești, atât prin prezența în sală, cât și prin conectarea online. În conformitate cu prevederile codului administrativ, aprobat prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, incumbă obligația de a vă supune la vot conținutul proceselor verbale, întocmite la ședințele anterioare ale Consiliului Local din luna precedentă. În speță avem 3 procese verbale de supus aprobării și vă consult dacă aveți obiecțiune asupra conținutului acestora față de conținutul care v-a fost adus la cunoștință, atât prin transmitere, cât și prin publicare. Nefiind obiecțiuni față de conținutul care a fost publicat, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 19.06.2020. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.06.2020. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 2 iulie 2020. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abține? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 2 iulie. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17 iulie 2020. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abține, nu sunt, cu unanimitate de voturi, a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17 iulie 2020. În continuare a ședinței dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot cele două proiecte ale ordinii de zi, ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară, așa cum au fost acestea transmise de către inițiatori. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Bună ziua! Voi începe prin a supune la vot proiectele de hotărâre ale ordinii de zi ordinare și ordinii de zi suplimentare din data de 30 iulie 2020. Dacă sunt discuții pe marginea formei prezentate, dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru! Pentru! Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul au fost aprobate în unanimitate. Voi începe cu punctul numărul 4 de pe ordinea de zi ordinară, și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.06.2020. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind...
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni privind etapele de refacere și actualizare a registrului local al spațiilor verzi al municipiului Moinești. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC Delgaz Grid S.A. a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul adoptat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3/30/6/2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Văsiești-Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul adoptat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești și Asociația Orașe Energie în România, Brașov. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții, nelămuriri pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Ciobanu Todirel, persoană vârstnică cu handicap. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții, nelămuriri. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Daviduță Iuliana din municipiul Moinești, strada Avram Iancu, numărul 112, județul Bacău. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 106/26/6/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești și indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru.
Întrebări, discuții, nelămuriri pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de participare a municipiului Moinești la asigurarea contribuției proprii Asociației de Proprietari aferentă blocului de locuințe care face obiectul proiectului reabilitate termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul adoptat în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 101 din 7-7-2017 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare tehnică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 98/02/07/2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 13.400.000 de lei. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții, nelămuriri pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Moinești numărul 99 din 02/07/2020 privind aprobarea documentației descriptive pentru serviciile de acordare credit. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi cu amendamentul propus. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru amendamentul propus. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul adoptat în unanimitate. 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea raportului de analiză de situație privind copilăria timpurie în cadrul proiectului România crește cu tine, educația timpurie, o investiție de viitor. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 64 din 17.04.2015 privind concesionarea echipamentului de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Voi trece acum la ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului Local Moinești. Și anume, punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, corp, cămin și corp, cantină, Liceul Teoretic Spiru Haret, municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economice. Rog raport Comisiei Economică.
Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și AE plus IP la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău numărul 180/2957 din 6-5-2015 și actului adițional numărul 4 la contractul numărul 180/2957 din 6-5-2015. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Voi trece acum la punctul numărul 20 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, și anume diverse. Aici avem în primă fază solicitarea domnului Baciu Florin din municipiul Moinești, înregistrată cu numărul 19270 pe 13.07.2020. Am transmis un punct de vedere al serviciului urbanist, a celor de la venituri. Zona respectivă face parte și din coridorul din proiectul pe mobilitate urbană. V-am expus dumneavoastră dacă vreți să purtați discuții sau să promovați un proiect de hotărâre, dar nu cred că este cazul. Vă rog. Dacă nu, trecem la punctul următor și am să vă spun despre ce este vorba. Avem aici și reprezentantul Spitalului Municipal de Urgență, pe doamna director economic, pe doamna Oana Grăman. Ca urmare a răspândirii virusului, a COVID-19, iată că și municipiul Moinești a fost lovit de această pandemie, nu în proporția celorlalte localități din România, dar pentru asta, ca având în municipiul Moinești un spital de urgență care a asigurat toate cazurile de urgență în această perioadă, cât că este nevoie în continuare să ne implicăm și acest lucru îl vom face și prin implicarea spitalului, prin implicarea celor care vor să ajute Spitalul Municipal de Urgență Moinești prin construirea unei secții de infecțioase la Moinești prin ajutorul unor fundații. Această secție se construiește din module. Module care vor fi și dotate cu aparatură, chiar și cu un aparat de detectare a virusului, ceva mai modern decât PCR-ul de la Consiliul Județean sau de la Comănești. Toate aceste bunuri care astăzi le aduce la Moinești fundația care se va ocupa cu această construcție, vor rămâne în dotarea Spitalului Municipal, adică în proprietatea Consiliului Local, în administrare la Spitalul Municipal de Urgență, urmând ca acolo să se poată desfășura în condiții normale și secția de boli infecțioase pe care acum o avem în altă locație, în apropierea spitalului. De acolo se aduc bolnavi cu salvări, trebuie făcut transferul medicilor, asistenților medicali către cele două clădiri. Dacă acest lucru s-ar putea desfășura în curtea spitalului pe viitor, după terminarea acestui, răspândirea acestui virus, este un plus pentru activitatea medicală din municipiul Moinești. De asemenea, știți că am aprobat cu toții acel bloc materno-infantil, acea construcție, care și aceea are nevoie de o extindere și de folosirea unor terenuri, care astăzi sunt folosite ca parcare, chiar și afectează partea din heliport. De aceea, având în vedere că în curtea spitalului, la această oră, există un teren de 2559 de metri pătrați, care nu este a unui proprietar, are documentele verificate de cei din Consiliul Local de la primărie, sunt în regulă, cred că e necesar ca acel teren să vină în proprietatea Consiliului Local, să-l dăm în administrare spitalului și să nu mai avem un proprietar în curtea spitalului. Cine știe, într-o zi îl poate înstrăina, să ne trezim cu solicitarea unei autorizații de construcție acolo. Dacă toate aceste bunuri vin la spital, dacă acea clădire va primi finanțare, cred că este necesar să facem și noi un efort să cumpărăm, să expropiem de fapt acest teren, expropiere de utilitate publică cu o justă despăgubire, după care vom urma pașii legali. Cred că
urmează ca dumneavoastră să vă dați acordul să demarăm aceste proceduri, după care să contactăm acea fundație din nou, să recontactăm fundația și să procedăm la, la execuția acelor, acelor spații pentru tratarea bolilor infecțioase, să spun așa, pentru că nu va trata doar pe cei de COVID. Pe viitor va fi de folos activității medicale din Spitalul Municipal de Urgență. Doamna Oana, dacă mai aveți ceva? Aprobați consemnarea în procesul verbal al ședinței de astăzi a mandatării executivului. Bineînțeles, dacă considerați oportun și cu delegarea unor consilieri locali, în vederea demararii acestei proceduri, în conformitate cu prevederile articolului 863 Cod Civil, fie prin achiziție publică, fie prin expropriere pentru utilitate publică. Pentru a depăși în acest sens o barieră de timp, pentru că ar trebui să inițiem un proiect de hotărâre la următoarea ședință ordinară a Consiliului Local, care va avea loc, bănuind, pe finalul lunii august. Trebuie să menționez și banii de unde îi vom lua, da? Pentru că am aprobat în trimestrul 1 un parteneriat cu Consiliul Județean în care noi vom finanța 10% din proiectul de reabilitare al secției ATI. În acest moment, procedurile sunt în curs, este licitația pentru stabilirea executantului. Cu siguranță, reabilitarea nu se va realiza până la sfârșitul anului și atunci o parte din suma pe care am alocat-o acolo o să o redirecționăm pentru ca acest teren să fie, să ajungă în proprietatea Consiliului Local și în administrarea spitalului pentru realizarea acelor construcții. Mulțumesc! Da, cred că prioritatea acum este pentru a intra în posesia acelei suprafețe de, de teren. Eu purtam discuții și cu cei care vor veni cu acel amplasament, cu acele module la, la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Da, este un lucru benefic, este un lucru pentru, este ceva pentru spital, pentru comunitatea de aici. Care rămâne aici, doar rămâne aici, da. Chiar vă rog să propuneți doi consilieri să facă parte din această comisie. Vă rog. Bună dumneavoastră. Domnul Paloșanu. Domnul Paloșanu și... Domnul Emirțeac. Domnul consilier Emirțeac. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Tot pentru a devansa perioada de timp și să-i cumva să putem parcurge această procedură, o să am rugămintea de asemenea să aprobați raportul, întocmirea unui raport de evaluare a acestui teren. Cine este pentru? Pentru. Mulțumim. Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Mulțumim. La diverse, dacă mai sunt alte adăugiri, dacă nu sunt, rog, Mă scuzați, domnul, dau cuvântul domnului cu votul. O remarcă foarte mică voiam să fac eu acum. Având în vedere că pe Facebook au apărut tot felul de chestiuni care nu ne fac cinste, jigniri la persoană, toate în campanie electorală. Eu aș întreba partea juridică, pe doamna jurist. Odată cu legea electorală, nu pot apărea așa cum nu putem lipi afișe oriunde. Sunt toate limitate de lege. Să avem și aici un cadru legal, să nu mai jignească atâția oameni
Cum poți să jignești în acest fel niște oameni? Cred că priviți fiecare și aveți Facebook. Este inadmisibil, oameni buni. Vorbim de domnul Vasile Ilie, un om atât militar cât și a terminat teologia. Niciodată n-am auzit la acest om cuvinte urâte. Și noi toți trebuie să izvorâm același lucru din sufletul nostru. Să nu mai jignim oameni, niște jigniri grosolane, ieșite din comun. Dacă am avea un cadru legislativ, sigur se vor mai limita. Și sunt două, trei persoane, nu mulți. Eu nici n-am auzit de acești oameni până acum. Nu știu dacă sunt mâinește, credeți, ori sunt alimentați de cineva, ori ceva nu e regulă. Ar trebui un cadru amendat drastic și expulzați. În America, șerifii, dacă nu-i place de fizionomia mea, te exclude, domnule. Păi nu se poate așa ceva, este inadmisibil. Doi la mână. Vine campania electorală, domnul primar. Sigur, am mai spus și cu alte ocazii, trebuie să pregătim acele panouri care sunt afișierele, așa, să arate pentru anul 2020. Măcar îmbunătățite și mai schimbat câte ceva la ele, că de pe timpul lui Iliescu. Nu-și mai au rostul la noi în municipiul Măinești. Haideți să le coafăm puțin, să le dăm o altă față, așa cum ne dorim și altă față a municipiului, a orașului. Eventual, dacă credeți că unele trebuie schimbate la locuri mai vizibile, cum ar fi ăla din bazar, ăla nici nu se vede. Trebuie văzut. Sunt stabilite, dar ăla din bazar de unde e preotul acolo, nu-l vede nimeni, vă spun eu. Nu pot fi modificate în această perioadă, pentru alegerile următoare. În regulă, da, dar măcar trebuie să primim spre viitor. Da. Eu cum să vă spun, sper ca să înțeleagă fiecare care se uită pe, mă rog, pe YouTube, că nimeni nu vrea rău nimănui. Ce am eu cu domnul Bene când a inaugurat podul la Onești? Chiar nu am nimic. Îl felicit. Este foarte bine. E ca Dinamo cu Steaua. Pe timpuri. Fiecare pe culoarul lui Domnești. Cine ajunge primul, este primul. Cine nu are locul doi, tot pe podium. Să fie sănătoși. Eu așa consider. Eu un câștig și pentru noi și pentru fiecare cetățean din Moinești. Fără jignit. Sunt și alte soluții, dar nu trebuie să recurge la ele. Atât am avut de spus și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule consilier. Alte intervenții? Dacă nu sunt... Da, aș vrea eu o intervenție. Da, domnul consilier, da. Am observat că se face tunderea gazonului a zonelor, a spațiilor verzi și curățirea acestora, dar unul peste tot se face cu responsabilitate și este păcat. Problema asta mai sensizată și a mai bună de la multe ori, se tunde iarba, se lasă, nu se curăță și nu se încarcă așa cum trebuie. Iar acolo unde se poate, pur și simplu se dă la gard, efectiv, și se lasă să usucă și așa rămâne acolo, rămâne urmă. Este păcat pentru că se spune niște bani, da, se face pentru curățenia orașului și mi se pare normal să se curăță așa cu responsabilitate. Probabil că o să mai trebuiască o persoană delegată sau cineva care să fac să supravegheze operațiunea și să curețe și să ia toată iarba și tot ce se curăță de pe spațiile verzi. Deci asta e o problemă mai veche. Da. De aceea vreau să o ridic acum în consiliu. Pentru că până acum a mers din telefoane, telefoane. Vreau să se ia totuși o atitudine. Da. Da. Mulțumesc, domnul consilier. Alte intervenții? Dacă nu sunt, lucrările Consiliului Local din 30 iulie sunt declarate închise. Vă mulțumesc, o zi bună!